Bună seara, dragii mei, și bine v-am găsit la Servus Talk, emisiunea care duce ironia pe cele mai înalte culmi ale gloriei. Și o las acolo. Apropo de culmi ale gloriei, oameni buni, Agenția de Evaluare Financiară Fitch a retrogradat Grecia de la calificativul risc substanțial la cel de default inevitabil, adică pe românește un fel de dezastru iminent. Sub această categorie, agenția Fitch mai are un singur calificativ, cel mai rău de pe planeta asta, și anume mic.ro. Apropo de mic.ro, Bercea Mondialul, acest personaj, a fost astăzi condamnat, oameni buni, la 7 ani și 6 luni de închisoare de magistrații de la Tribunalul Olt. E, sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs, deși Bercea Mondialul ar prefera să o atace cu săbii și cuțite. Și tot astăzi, răsfoind presa, am aflat că o firmă japoneză, oameni buni, o firmă japoneză vrea să construiască un ascensor spațial. Este vorba de un fel de lift care să se plimbe până pe orbita Pământului pe un cablu lung de 96.000 de kilometri. 96.000 de kilometri. Vă dați seama ce treabă ar face japonezii dacă ar veni în România? În 2 săptămâni a reconstruit, mă rog, 2 jumate dacă luăm corupția în considerare, mă rog. Dar pentru ca genul acesta de inițiativă să aibă succes și la noi în țară, ar trebui ca unii români să beneficieze de călătorii dus și tot dus. Reîntorcându-ne cumva și anticipând febra pregătirilor pentru alegeri, democrat-liberalii noștri, pedeliștii, îi dau înainte cu schimbarea culorii portocalii cu care cică e asociat partidul. Și pentru că se știe ce mult contează atunci când lupul își schimbă părul, atât. Ieri, ne întoarcem puțin la ziua de ieri, când a avut loc ultimul termen în dosarul transferurilor la Tribunalul București. Știți, un proces extrem de complex despre ce se întâmplă în viața fotbalistică românească. Mă rog, personaje foarte importante din fotbal riscă să înfunde pușcăria. Printre ele se numără Victor și Ioan Becali, George Copos, Cristi Borcea, Jean Pădureanu, Meme Stoica, Gigi Nețoiu și chiar Gheorghe Popescu. Dintre toți aceștia, eu cred că Gică Popescu ar trebui să-și facă cele mai puține griji, pentru că ne aducem aminte cu toții cât de bun era în apărare. Mă rog, iar Borcea trebuie să-l menajăm puțin pe Borcea, dragilor, după ce a înleznit cel mai reușit transfer al anului trecut, și anume mutarea sa în Miami, Florida. Reîntorcându-ne mai către noi, și anume în mijlocul țării, la Brașov, aflăm la Brașov că o fetiță de 12 ani a născut acasă, asistată de bunicul ei. Fetița are 12 ani. Făcând un calcul matematic simplu, probabil bunicul avea multă experiență la cei 36 de ani ai săi. Mă rog, ne întoarcem o secundă la București și vă spunem cu drag că celebra și foarte iubita noastră Corina Chiriac a spus într-un interviu recent că pe vremuri nu era nevoie să te prostituezi ca să devii artist. Ei bine, nici acum nu-i nevoie, dar așa de mult ajută. Bun. Mergem mai departe la american, oameni buni. Dacă atât aș dori să mulțumesc americanilor, pentru că datorită lor avem material de studiu și putem face atâtea chestii faine. Ne întoarcem la americani care au descoperit un medicament care ar putea vindeca boala Alzheimer atunci când aceasta se află într-un stadiu incipient. O să mai dureze totuși puțin până la lansarea medicamentului, pentru că americanii realmente au uitat unde au pus rețeta. Și tot despre americani e și următoarea informație pe care vă împărtășesc cu drag. În 2008, ei au vrut să știe de ce au o imagine atât de negativă printre popoarele Orientului Mijlociu. E bine, oameni buni, au făcut un sondaj în rândul locuitorilor din Orientul Mijlociu și sondajul a fost realmente unanim. 100% din cei intervievați au spus că nu prea le convine să fie bombardați în mod constant. Mă rog. Mai stăm puțin peste ocean și vă spunem că New York Times, pentru cei care nu știți, Servus Cluj al americanilor, New York Times au spus că Traian Băsescu seamănă tot mai mult cu dictatorul Ceaușescu. Noi, oameni curioși, am vrea să știm ce părere are președintele despre această afirmație, dar probabil că președintele Băsescu nu ne-a răspunde la întrebări. Ce știți despre educație financiară? Despre educație financiară, sincer,
Nici nu am auzit mare lucru, n-am fost informat despre domeniul acesta. Educație financiară, adică că cum să fii educat în să-ți împarți economiile, gen, nu știu, banii câtri care câștigi, să-ți împarți în așa fel încât să, nu? Sau... Cunoști sau ai auzit de educație financiară? Nu. Nu. Nu, dar mă gândesc care legătură cu finanțele. Este necesară educația financiară? Foarte tare. Da, părerea mea că da. Da, foarte necesară. E normal și e bine să înceapă cu copiii de la vârste fragile? Categoric, de la vârste la care pot înțelege ceva, nu știu, de la 10 ani, n-am idei. Absolut. Da, este de mare folos. Bineînțeles. Cred că da, adică trebuie să fim învățați să economisim. Păi dacă o să văd ce pot și ei, dacă o să fie probleme la ei, o să dau la un curs de genul. Dacă văd că se descurcă, nu o să fie cazul. Dacă aveai parte de educație financiară când erai copil, o duceai acum mai bine financiar? 100% da. Mult, mult mai bine. Cred că da. Ați învățat să întindeți, așa-i? Da. Cred că întindea bine dacă de mic eram mai puțin răsfățată sau să mă învețe mai... Normal și poate alegeam alt drum în viitor, nu se știe. Eram altceva, probabil, decât în ziua de azi. Cred că da, mi-ar fi de folos să știu și să învăț cum să drumez mai bine. Ți ajung banii de la o lună la alta? Da. Adică e nivel mediu, eu zic că e bine. Dacă drumuiesc, da. Dacă nu... Așa. Destul de bine. Destul de bine, îți ajung de la o lună la alta? Da. Sigur? Da, din așa vezi, ajung. Asta e tipic românească, domnule Burcaș, fac în așa fel încât să-mi ajungă. Asta am auzit-o la toată lumea. Da, eu zic ală românească, apropo de chestiunea asta, zice că dacă nu-ți ajung bani o lună întreagă, fă să intre luna în banii pe care îi ai. E bună asta. Spuneți-ne, povestiți-ne despre acest concept care cred că e atât de necesar și la oamenii în toată firea și o să mă întorc la, trebuie să fac apel la asta, oameni buni, la toți cei care iau credite, pentru că mă gândesc că asta e consecința unei lipse de informare și a unei lipse de educație financiare. Când iei credit și te trezești după 3 ani în stradă cu casa scoasă la licitație? Da, e unul din scenarii. Mai devreme, în urmă cu câteva luni, la un moment dat, într-o intervenție la un post de radio, eram întrebat dacă acest mecanism al creditului este un factor facilitator pentru om să muncească mai cu sârg. Adică să muncească mai cu drag, să meargă la muncă, când să câștige mai mulți bani, având presiunea creditului în spate. Personal, cred că asta e o mare prostie, adică să lucrezi zi de zi cu sabia lui Damocles deasupra capului, nu cred că e foarte funny pentru niciunul dintre noi, mai ales având în vedere că unii s-au înhămat la, nu la 1, ci la 2, 3, 5, 4, 7 credite. De ce să facă asta, domnule Bucuș? Pentru că, unul la mână, a fost permis și în al doilea... Faptul că e permis... Faptul că e permis înseamnă că nu e interzis. Și în al doilea rând, pentru că dădea bine. Să ai o mașină nouă, să ai o casă frumoasă, elegantă, în care să-ți inviți prietenii la, știu eu, curte mare, un grătar frumos și așa mai departe. Dar revenim din nou la ideea că cheltuim banii decât să investim. Sunteți un investitor, vă declarați un investitor. Dacă am economisit niște bănuți, ce am putea face în momentul de față cu acești bănuți? În ce să investim? Sau ce credeți dumneavoastră că... E o întrebare pe care o primesc cu o frecvență foarte mare, adică undeva de cel puțin 37 de ori pe săptămână, ca să exprim. Mână, mă așteptam pe zi ușor. Așa, eufemistic. Se întâmplă următorul fenomen și este un răspuns pe care l-am dezvoltat ca și clișeu, dar n-am încotro trebuie să fac treaba asta. Următoarea întrebare este despre câți bani este vorba. Și în altă ordine de idei, cred că întrebarea de fond și cea mai directă, apropo de am niște bani în ce îmi recomand să investesc, este următoarea. Spune-mi cât de educat ești. Adică spune-mi care sunt cele 4 tipuri de investiții în care ai putea să-ți plasezi banii și ce știi despre ele. Eu am vrut să pun această întrebare ca să duc discuția în sensul bursei și în direcția bursei. Exact. Asta pentru că și mie mi-a plăcut foarte mult în facultate și în 2007 s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Am învățat teoria la școală, după care am investit niște bănuți și în 2007
Ai pierdut? Da, am pierdut. Join mi-am lichidat portofoliul. Rămânește, hai aici cu cei care au pierdut o grămadă de bani. Adică nu, că nu sunt om de afaceri, dar tot ce am drămuit, mă gândeam să-mi iau o mașină, no, lasă-i în bursă, că în bursă cresc. Au crescut, mai pot să-mi iau încă două căni ca asta și probabil o roată de bicicletă. Aș adresa o singură întrebare pentru amândoi, apropo de bursă. Ați vândut? Am vândut. Nu, eu n-am vândut. Personal vă spun nu. Și în ziua de azi am același număr de acțiuni. Dar valoarea acțiunilor a scăzut până la... Eu sunt cu același număr de acțiuni pe care am dat în 2007. În prima zi în care s-a deschis bursa în 2007. Mm-hmm. Am cumpărat și acum am același număr, dar la o valoare mult mai mică. Ce să mai vinzi când vindeam în pierdere? Ok. Cristina, ai vândut? Am vândut pentru că am subscris și la Transgaz. N-am avut banii necesari pentru că știu că s-a supra-subscris de nu știu câte zeci de ori. Am rămas cu o singură acțiune, mi de suflet. Aceea este singura acțiune care mi-a rămas și momentul de față. E nu doar o bucată, sunt mai multe din aceeași companie, nu? Nu, este o singură, una singură. E ca și chitanțele de la, e ca și chitanța de la Caritas. Mulți oameni mai au acasă undeva sub un mileu. Între două vitrine și un mileu, o chitanță cu 20.000. Așa, să fie. De corazon, nu? De corazon să fie. Vă arătăm un scurt metraj. Numai promo-ul l-am văzut și cel puțin mie personal mi s-a lipit de suflet. Actori buni, o imagine grozavă, o idee. Spune-ne despre el, că după aia ne întoarcem să te cunoască lumea. Este un scurtmetraj de 19 minute, o coproducție română-maghiară care are la bază o povestește aceeași 3-4 minute din perspectiva mai multor personaje din film. Și a ajuns la AFI Fest, nu știu cum. Dar a ajuns. A ajuns, da. Nu știu cum l-au selectat. Cred că au la Locarno, a fost la festivalul de film de la Locarno și probabil că acolo l-au văzut și de acolo l-au invitat. Dar Cecilia, când faci un film pe care îl trimiți la festivalul, tu nu te duci cu el sau nu ai control asupra lui? Oricine îl vede, îl ia și îl promovează mai departe? Nu. Deci ne cere. Deci se cere de la noi, dar cum află, de obicei trimitem și noi la festivaluri sau există producătorii, nu neapărat, dar de multe ori și eu, fiind vorba de scurtmetraje, sau există și asociații care promovează filme și ei poate să trimită. Ți-e mai ușor prin asociații? Da, sigur, ei au contacte mai bune, deci au contacte cu festivaluri mari, deja festivalurile cer filme de la ei, deci e o industrie întreagă de festival. No, bun, spune-ne de minute infinite, cum... Asta e o întrebare puțin proastă, cum ți-a venit ideea? Te-ai gândit? Era o sursă de inspirație, o întâmplare din viața ta, o novelă scurtă? Cum? Era o novelă scurtă, scris de Ianoș Santă, e un scriitor clujean care e și producătorul, unul dintre producătorii filmului și filmul se bazează pe această novelă. Când l-ai făcut? În 2011 am terminat, dar am început, cred, în 2009. Așa, cu prima dată scenariul, după aia au avut loc filmările în 2010 și am terminat cu montajul în 2011. Se face greu un film, Cecilia? Depinde de câți bani avem. Și ne-am întors la bani. Mă așteptam să-mi spui de pasiune, de dăruire, de cât te ajută lumea, dar totul, e totul despre bani, așa e? Da, e foarte importantă și pasiunea și dăruirea, dar ca să lucrezi cu profesioniști, ai nevoie de bani, pentru că la un scurtmetraj poate că vin mai ieftin, dar tot nu o să vină pe gratis. Deci e nevoie de bani. Deci tu ar trebui să investești în tot ce înseamnă producție, tehnic, plătit actor, plătit tot. Nu neapărat eu, pentru că putem aplica pentru finanțare la diferite... Și pentru minutele infinite ai aplica? Da, finanțarea, o parte a venit din Ungaria și o parte de la o casă de producție din Cluj, Asociația Audiovizuală Argo, cu care am făcut toate filmele până acum. Nu, bună treabă! Da. Deci lumea mai ajută și mai investește. Da. Oameni buni, haideți să vedem un scurt fragment sau câteva secvențe din Minute Infinite, după care ne întoarcem. Sidiropulos Arhimedes, sociologușul, beszélgetett Kadácsi János. Thank you.
treabă să apucăm. Si, apucăm. Hol vagy? Busterem. Mit másolsz? A kígyót. Küldtem neked egy volt páciás 80 év körüli, valahol melkasár egy remekről van. És mi az? Semmi. Kicsit ráncos, de jól kivehettem, hogy meglátod. Nem vágtam bele a kedvedét. Kösz, apukám, ezt megvárom. Megéri, apukám. Sidiropulos Archimedes szociológussal beszélgetett Kadácsi János. Tu ca formare ești regizor, asta ai făcut dintotdeauna, asta ți-a plăcut sau cum ai ajuns să fii regizor? Pentru că ești regizor. Da, eu am căutat meseria asta, am făcut mai întâi dreptul, după care am fost actor păpușar și după aia am ajuns să fiu actor regizor. Actor păpușar la noi, la Cluj? Da, la Teatrul de Păpuși Puc. La Teatrul Puc? Da. Cât timp? 4 ani. Și după care ce ai zis? După care m-am înscris la Facultatea de Film Foto la Sapientia. Și mi-am dat seama că asta îmi place. Regia. Da. Am văzut că ai făcut și master, ai plecat, ai terminat la Cluj, te-ai mutat cu masterul la... La București, la UNATC. Da. Asta trebuie să fi fost o experiență grozavă acolo. Da, da, da. Acum termin filmul. M-am dus la masterat acolo pentru că, ca și film de ca și diplomă, se face un film. Deci, practic, un film pe 35 de milimetri, ceea ce e foarte fain.